Hai să batem împreună încă o dată. Hai. Hai să vă arăt și eu. Hai să vă arăt și eu. Uite, uite. Asta e o inimă specială. Uite aici, uite. Da, așa face inima. Strânge. Acolo am un burete înăuntru. Și când buretele, ca și voi acasă la baie, când strângeți buretele, îi pleacă apa. Dar dacă le facem înapoi, lăsăm, se umple cu apă. Da. Da. Și noi când inima bate, spune ea, strânge. Du-te. Du-te. Care nevoie organismul de mușchi, de energie, de oxigen acolo ca să puteți alerga? Numai că inima noastră este tot mai supărată pe noi. Și pe copii și pe adulți. Că zice inimioara, ce-i cu oamenii ăștia? De ce stau așa de mult pe loc? Cu telefonul în mână, cu tableta, la televizor, la calculator. Și nu fac mișcare. Ei nu-și dau seama? Ei nu-și dau seama că ceva nu-i bine, sunt așa de supărată. Pentru că voi spuneți, televizorul este prietenul nostru, așa-i? Dar numai să vă spun eu cine e televizorul adevărat. Vrei să vă arăt? Hai să vă arăt. Eu sunt televizorul. Și în fața mea este un copilaș. Nu tu, du-te mai încolo. Un copil imaginar. Nu e aici, e numai o imaginație. Și televizorul spune... Ascultă-mă. Stai pe loc! Nu mișca! Nu îndrăzni să te miști din fața mea. Uită-te la cât mai multe desene. Uită-te la cât mai multe filme. Să stai în fața mea, să nu pleci niciunde. Cum? Vrei să pleci să te joci cu un prieten? Nici vorbă. Stai în fața mea. Aici nu pleci să te joci cu niciun prieten. Ce? Vrei să pui mâna pe jucărie? Să te joci în camera acolo? Să te joci cu un prieten? Nici vorbă. Ia mâna. Numai pe telecomandă să ții mâna. Numai pe tastatură să ții mâna, zice telefonul. Numai să te joci cu jocurile și cu degetele pe ecranul meu, zice tableta. Numai să stai în fața mea, spune televizorul și calculatorul. Dar vă spun eu ceva. Adevărul adevărat. Vă spun eu. Hai, Vanessa, aici. Urcă-te acolo pe scaun, sus cu picioarele. Acum ai voie cu picioarele. Uite aici. Uite aici, cu fața la copil. Uite. Un prieten adevărat. Are mâini. Ca să ne putem prinde. Și să dansăm împreună. Un prieten adevărat. Are picioare. Ca atunci când îi spunem la urechișurile frumoase, aleargă după mine, jucăm mânța. Hai, prinde-mă! Mai elegiți! Puteți cu televizorul să faceți așa. Are năsuți frumos, are guriță, are ochișor să ne vedem, să vorbim unii cu alții și să spunem ce mult îmi place că ești prietenul meu. Ăștia sunt prieteni adevărați. Spuneți-mi voi mie. Cu un televizor vă puteți să vă jucați afară? Da. Îl puteți lua televizorul de la locul lui și să veniți în camera voastră și să vă jucați cu el pe jos, pe acolo? Se poate! Cu un televizor! N-are inimă! N-are suflet! Nu-i interesează de noi! El vrea numai să stai în fața lui și să nu te miști! Ăla nu-i prieten! Și inimarea noastră atunci este supărată! În loc să bată! În loc să transpirăm! În loc să respirăm adânc. Ah, ce bine am alegat cu prietenii mei. Noi numai capul jos, că n-am ce face. Mă plictisesc, că n-am ce. Vanessa, ia telecomanda în mână. Ia-o în mână. Uite aici. Pune-o mână. Ia-o în mână. Și zici. Nu. Eu te opresc televizorile. Au fost frumoase cele două desene animate. Nu le arunc afară televizorile. Nu te arunc afară. E frumos televizorul așa cum e, dar să stăm două desene și după aia să spunem telefonurile, televizorurile, calculatorurile. Of! Nu! Gata! Eu nu mai stau în fața mea. Cine te crezi? Eu am prieteni, eu am jucării, mă duc să-mi joc cu jucăriile. Că doar eu știu să fiu inventiv și original. Inventez eu povești. Care e mistănicul? Oscar merge la bucătărie să facă mâncare. Oscar merge în dormitor și se joacă nu știu ce. Mulțumesc! Aplaudați-o pe Vanessa, că a fost foarte frumoasă de m-a arătat. Mulțumesc frumos! Hai! E ok! Așa!